Bună dimineața tuturor! Astrele anunță o zi cu schimbări și situații inedite. Astăzi putem fi mai competitivi și dornici de câștiguri. Să vedem cum se anunță ziua pentru fiecare zodie în parte. Berbec, dimineața nu te arăți încântat să cooperezi cu colegii de muncă. Prefer să muncești singur la proiectele în care ești implicat. Încearcă să fii mai relaxat și să socializezi cu persoanele din jur. Taur, încep ziua cu o stare pozitivă și o gândire sănătoasă. Atitudinea te ajută să ai succes în carieră, dar și în viața socială. Setează-ți priorități și încearcă să nu te implici în prea multe activități într-o singură zi. Gemeni, s-ar putea să-i surprinzi pe apropiați cu dorința ta de a petrece timp singur. N-ar trebui să-ți pară rău pentru că vrei să nu iei parte la evenimentele la care ești invitat. Acționează așa încât să fii implicat tu cu tine. Rac, astăzi s-ar putea să-ți lipsească simțul practic și să te descurci destul de greu la serviciu. Încearcă să eviți discuțiile în contradictoriu cu colegii sau cu șefii. Seara te vei simți bine în compania prietenilor. Leu, se pare că ești generos și vrei să împărtășești apropiaților din cunoștințele tale. Situația financiară începe să se îmbunătățească. E bine să te sfătuiești cu partenerul de viață înainte de a lua o decizie. Fecioară, astăzi e bine să amâni afacerile sau investițiile. Ai tendința să începi mai multe lucruri simultan. Pentru a face față, e bine să-ți setezi priorități. Pe plan sentimental, se anunță o perioadă benefică. Balanță. Vrei să fii o persoană mai bună, așa că va trebui să încerci să nu mai critici persoanele din jurul tău. Un pic de toleranță te ajută să-ți îmbunătățești relațiile și să fii apreciat în cercul de prieteni. Scorpion. Simți nevoia să stai departe de aglomerație. Este o perioadă bună pentru a petrece timp cu tine și a-ți defini clar drumul pe care vrei să mergi. Nu te grăbi să iei decizii, dar nici nu pierde timp cu analiza trecutului. Săgetător. Starea ta psihică nu este de invidiat și totuși trebuie să faci față multor activități. Timpul este inamicul tău astăzi. Dacă poți să amâni o activitate, nu ezita, pentru că zilele următoare te poți simți mai bine. Capricorn. Este timpul să le arăți celor din jur cât ești de puternic. Reușești să fii flexibil și să te adaptezi la schimbările care se petrec în viața ta. Seara te poți simți bine în compania prietenilor sau persoanelor dragi. Vărsător. Astăzi ar fi indicat să profiți de atmosfera bună și de relațiile cu cei dragi. Aspectele privind cariera, dar mai ales afacerile, se bazează în principal pe lucruri concrete și pe obținerea de rezultate. Pești. Astăzi poți primi o ofertă de afacere care pare a fi profitabilă. E bine să ceri detalii pentru a nu-ți pierde timpul cu lucruri inutile. Dialogul cu cei dragi te ajută să iei decizii inspirate. Atât pentru moment, să aveți o zi frumoasă!